Odată cu primăvara a început să scadă și rata șomajului la nivelul județului Olt, asta în condițiile în care au început angajările în construcții și agricultură. La sfârșitul lunii trecute, în Olt era înregistrată o rata șomajului de 7,14%, în scădere ușoară față de începutul anului. De altfel, rata șomajului este net mai mică comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Prin intermediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă OL, la această dată sunt disponibile 292 de locuri de muncă vacante, dintre acestea 10 sunt pentru persoanele cu studii superioare. Cele mai solicitate meserii fiind de agent vânzări, lucrător gestionar, agent de securitate, instalator instalații tehnico-sanitare și gaze, lăcătuș mecanic sau manipulat mărfuri. Cei care încă își caută un loc de muncă au la dispoziție în jur de 300 de joburi afișate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă. Toate locurile sunt disponibile în Slatina, iar cele mai multe sunt pentru muncitori necalificați în domeniul construcțiilor. Numărul total de șomeri corespunzător acestei perioade a fost de 11.613 persoane, din care femei 4.475. Din totalul șomerilor înregistrați, 1.848 au fost șomeri indemnizați și 9.765 neindemnizați. Din totalul șomerilor înregistrați, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă OLT, femeile reprezintă 38,53%, rata șomajului în rândul femeilor fiind de 5,96%. În perioada următoare se așteaptă ca șomajul să scadă continuu, asta în condițiile în care se vor face angajări la zilieri, dar și în domenii în care există activitate doar în anotimpurile calde.